Bună seara, sunt profesorul Horațiu Rusu și în fiecare luni seara de la orele 21 sunt gazda dumneavoastră la emisiunea sportivă din Voleu. Gazda dumneavoastră în studio și oaspete în casele dumneavoastră pentru a continua campania de promovare a sportului și a educației fizice în general. Așa cum am promis tot timpul, am încercat să variez invitații, să aduc în studio sportivi, antrenori, profesori de educație fizică și sport cu performanțe la nivel de județul Alba, la nivel național, chiar și la nivel european și mondial. Am făcut un obicei din acest lucru să aduc împreună cu profesorii și câte un sportiv, pentru că așa e normal să vină și sportivi aici, să avem o discuție împreună cu antrenorii despre tot ceea ce înseamnă metodele de antrenament, participarea la anumite competiții. Este o experiență foarte frumoasă și pentru sportivi. Vreau să clarific o mică chestiune care mi s-a întâmplat în emisiunea trecută și vreau să specific că emisiunea Din Voleu, chiar dacă se numește Din Voleu, este o emisiune care vrea să promoveze toate disciplinele sportive și aici mă refer și la șah, la dans sportiv, la dans popular, la toate, deci la powerlifting, pentru că în această seară o să discutăm despre powerlifting, care este o disciplină mai nouă și poate nu foarte cunoscută, dar cu siguranță prin această emisiune o să încercăm să explicăm un pic cum stau lucrurile cu powerlifting-ul, ce înseamnă, care sunt probele incluse în această disciplină. Totodată, având în vedere că astăzi a început noul an școlar 2015-2016, aș vrea să urez un an școlar cât mai plăcut, cu cât mai multe performanțe și realizări pentru toți elevii din România și din județul Alba. Și aș vrea să îmi îndrept un mesaj către elevii clasei a 6B de la Liceul Teoretic Teiuș, clasă la care sunt diriginte. Îi salut și le urez să aibă un an școlar mai bun decât cel care a trecut. În această seară, invitații mei sunt domnul antrenor și profesor Ioan Frățilă. Bună seara, domnul Frățilă, și bine ați venit în studioul Alba TV. Președinte al Federației Române de Powerlifting, care are sediul la Alba Iulia, deci în Citatea Marii Uniri. Trebuie să fim mândri de acest lucru și să încercăm să promovăm powerlifting-ul prin mass media, prin rețele de socializare, ziare, televiziune. Așa mi se pare normal. Al doilea invitat este Ovidiu Pânăzan. Bună seara, Ovidiu, secretar general al Federației Române de Powerlifting și antrenor sportiv, să zic așa, cu foarte, foarte multe performanțe, tot așa, la nivel de județ, la nivel național, dar o să mai discutăm și în cadrul emisiunii. Și cel de-al treilea invitat este un sportiv și el cu foarte mari performanțe și un sportiv de viitor, tânăr, care este și student la Facultatea 1 Decembrie din Alba Iulia, student în anul 2, în anul 1 la kinetoterapie și modalitate specială. Este o nouă ramură, să zic așa, a universității. Este vorba despre Laurențiu Avram. Bună seara, Laurențiu, și bine ai venit! O să încep cu domnul Frățilă. Știu că ați, dumneavoastră împreună cu Ovidiu, ați fondat, să zic așa, prima oară clubul Zamolsis, clubul de powerlifting, și după aceea Federația Română de powerlifting. Cine a fost cu inițiativa și cum au decurs lucrurile din acest punct de vedere? Deci, bună seara tuturor, bună seara telespectatorilor. Cu această inițiativă am fost eu și cu colegul meu, Ovidiu Pânăzan, cu vreo 6 ani înainte de, hai să-i spun așa, primirea certificatului de identitate sportivă, care s-a datat cu data de 1 iunie 2009. Deci nu este de foarte mulți ani federația fondată, dar totuși ați avut rezultate foarte, foarte bune într-un timp relativ scurs, să zic așa. Da, dar a început istoria cu vreo 6 ani înainte. Deci a durat vreo 6 ani fondarea acestei federații. Ovidiu, ce poți să-mi spui despre Federația Română de Powerlifting și despre acest club care, uite, ați avut rezultate foarte, foarte importante, chiar și la nivel european și mondial. Aveți sprijin la nivel local? Cine vă finanțează? Câteva cuvinte în acest sens. Este adevărat că, cronologic vorbind, clubul sportiv Zamolsis a fost înființat înaintea federației, dar demersurile pentru înființarea federației au fost începute cu mult timp înainte, au fost eforturi deosebite, iar înființarea structurii juridice Federația Română de Powerlifting s-a realizat în 2009. Încă de la început am fost sprijiniți
e drept, nu într-o măsură foarte mare de Ministerul Tineretului și Sportului, într-o anumită măsură de autoritățile locale, în primul și în al doilea an, permanent de autorități locale dintre alte județe din țară, mă refer aici la Timișoara, la județul Timiș, la Bacău, la municipiu și la județul Bacău. Deci mai puțin din Alba și mai mult din alte un pic județe, mai mult, da, da, mult mai mult, de fapt, mult mai mult din alte părți ale țării decât din Alba. E adevărat, trebuie să recunoaștem că la început am fost cu timiditate sprijiniți, dar principalul nostru partener rămâne totuși Ministerul Tineretului și Sportului. Cu toate acestea, aș vrea să menționez și sprijinul foarte, foarte important a multor agenții economici din Alba Iulia și din județul Alba, pe lângă ceilalți din țară. Deci, practic, ne-am finanțat mai degrabă din zona privată, ne-am finanțat acțiunile, activitățile și performanța decât din zona publică. Performanțele, adevărat, au început să vină încă de la înființarea Federației, deoarece noi, în anii anteriori înființării Federației, am practicat powerlifting-ul la nivel mare. Am avut tot felul de performanțe. Fac o mențiune, am concurat în campionatul Ungariei, eu personal. Despre tine e vorba, exact. Da, am concurat în campionatul Ungariei 2 ani acolo, am câștigat competițiile acolo, am vrut să acumulăm experiență în ceea ce privește powerlifting-ul la nivel internațional, după care s-a înființat federația, dar sportivii erau pregătiți la înființarea federației, nu atunci au început pregătirile. E foarte important, acum fac o paranteză, că ai concurat și în Ungaria, pentru că ai putut să aduci, să zic așa, noutăți în ceea ce privește powerlifting-ul și făcând o comparație cu România, probabil erau puțin mai în față, mă gândesc. Mai degrabă mi-am întărit anumite convingeri decât să aducem mari noutăți. Știam despre ce este vorba în ramura de sport powerlifting și la nivel internațional. Exact. Au mai fost o participare la un campionat mondial în 2006 de nivel de vârstă sub 18 ani. Deci am avut tangențe și cu Federația Internațională până la înființarea Federației Române de Powerlifting. După aceea performanțele au venit constant și în sens crescător până la competiția de acum 2 săptămâni, campionatul mondial de powerlifting din Praga, Cehia. Din Cehia. De unde aș vrea să fac mențiunea, cu toate că sunt convins că știți, ne-am întors cu 6 medalii de la acel campionat, dar și cu alte rezultate, cu alte rezultate foarte bune, pentru că e adevărat, medaliile strălucesc, se văd, dar sunt deci rezultate... 6 medalii, trebuie specificat. 6 medalii la un campionat mondial. Campionat mondial, deci nu e vorba de zone, de județe, de faze naționale. E vorba de cei mai buni, cei mai puternici oameni din lume, la nivelul de vârstă, de cadeți până în 18 ani și de tineret până în 23 de ani. Cam care sunt țările cu cele mai bune performanțe la powerlifting, Ovidiu? Sunt general și țările cele mai importante, să le zic așa, din lume. Mă refer aici la Statele Unite, Rusia, Japonia, Norvegia, Germania, Franța, Italia. Cele mai importante economic, țări, exact. Din punct de vedere economic, sunt și cele mai puternice și powerlifting-ul la ei este extrem de iubit, răspândit și de apreciat. Laurențiu, trec la tine puțin. La ce vârstă ai început powerlifting-ul și ce te-a determinat? Pentru că e într-adevăr o disciplină sportivă mai particulară. În general, lumea merge la fotbal, la tenis, la basket, la handbal, să zic așa. Poate mai puțin optează pentru o disciplină sportivă atât de grea, pentru că e vorba de ridicare de greutăți și nu e ușor. Da, într-adevăr. Am început să practic powerlifting de la vârsta de 15 ani. Pentru prima dată când am călcat într-o sală de sport, nu știam ce înseamnă powerlifting-ul. Am dus doar pentru a face sală cum fac restul. Nimic special. Ca să-ți faci un fizic, să arăți bine, să fii mulțumit de tine, să zic așa. Da, nimic altceva. Dar după ceva timp am ajuns la domnul Pânăzan și am văzut restul colegilor ce rezultate făceau, ce kilograme ridicau. Nu venea să cred că este posibil ca un om să ridice asemenea kilograme. Nu venea să cred. Eu, sincer să vă zic, eram un băiat de 60 de kilograme, mic, amărât, și nu-mi imaginam vreodată că voi putea fi ca și ei. Dar am stat și m-am gândit, nu sunt tot oameni și ei. Au 2 mâini, 2 picioare. De ce nu pot să fiu și eu ca ei? Și de atunci am ajuns acasă și am zis, trebuie să fiu ca ei și dacă se poate să ajung și mai bun ca ei. Și de atunci am început să merg la antrenamente zi de zi, să încerc să fac un stil de viață diferit,
să învăț cât mai multe, să știu să mănânc, să știu cum să mă odihnesc. Și cu ajutorul domnului Pănăzan am reușit, iată-mă astăzi, să ajung la campionate mondiale, să particip cu sportivi din Japonia, Statele Unite, care niciodată nu credeam că voi sta lângă vreunul. Exact. Și am ajuns să particip și chiar pe unii să-i și învin. Asta e mare lucru. Da, într-adevăr. Este visul meu și îi mulțumesc domnului Pănăzan că m-a ajutat să mi-l îndeplinesc, dar ca și orice sportiv țintim tot mai sus și sper ca pe viitor să ajung și pe podium. Să știu că am în dreapta mea pe podium un sportiv din Statele Unite pe care l-am bătut. Și sunt convins că voi reuși chestia asta. Și eu sunt convins și foarte important că practic îl ai pe Ovidiu ca și exemplu, știi că el a fost un sportiv și mai este un sportiv cu foarte mari performanțe și da, e important să ai un antrenor lângă tine care să creadă în tine ca și tu să crezi în el la rândul tău, pentru că în momentul în care un antrenor îți spune niște lucruri, îți dă niște indicații și vezi că sunt pozitive și reușești să ajungi la anumite performanțe, atunci înseamnă că e un ambient plăcut și un ambient care e dătător de bine, așa, de rezultate, să zic. Antrenorul trebuie să fie modelul tău, exact. Pe cine să urmezi și să ai de la cine ce învăța. Exact. Zamolsis Balba Iulia, e un nume, chiar discutam înainte de emisiune, e un nume... E un zeu, practic, al geto-dacilor, al tracilor. Dacii erau oameni ambițioși, oameni care erau legați de glie, exact. De pământul străbun. Noi, ardelenii, suntem foarte, foarte legați de glia noastră și sunt convins că ambiția asta, mai ales în powerlifting și nu numai în powerlifting, în general, în sport, te duce pe trepte înalte de performanțe, să zic așa. Haideți să discutăm puțin despre metodele de antrenament, procedeele metodice, stereotipurile dinamice care se formează într-o pregătire de powerlifting, de câte ori vă antrenați, întrebe domnul Frățile și după aceea poate să continue și Ovidiu. Metodele de pregătire sunt, cum să spun, personalizate vis-a-vis de nivelurile de vârstă și aș putea chiar să amintesc și de sex. Pentru că la noi și fetele fac sport și cu brio. Deși se zice că nu este un sport pentru fete, asta este și au exprimat dorința să-l practice, li s-a acordat acest drept internațional, nu numai la noi. Metodele de pregătire sunt de la foarte, cum să spun, comune sporturilor cu particularitățile de rigoare, de la simplu la complex, de la ușor la greu. Exact. La vârste mici se lucrează fără mari greutăți, mult pe tehnică, mobilitate, știu eu. Și motivarea, foarte importantă. Este foarte importantă. Foarte importantă motivarea sportivului, iar în momentul în care dă de greu, de eventuale nereușite, pentru că și din nereușite învățăm, remotivarea lui, repunerea lui pe platforma de lucru și de concurs. Astea sunt lucruri care probabil că în fiecare sport, încă o dată subliniez, cu particularitățile de rigoare. Exact. Mai apar și accidentările, pentru că e sport în care ești predispus accidentările. Sigur că da. Trebuie să treci peste încercăm să fie cât mai puține, pregătind sportivii exact. Cât mai bine, având grijă să fie ei conștienți de niște lucruri importante în zona noastră, și cu multă, multă atenție și pasiune. Exact, pasiunea e un lucru. Fără astea nu se poate face nimic. La câte finanțări am avut noi, nu puteam face fără acest lucru, fără această calitate a românilor, a oamenilor, a noastră. Exact. Știu și eu. Ovidiu? Da, înainte de a discuta despre metode de antrenament sau alte chestiuni tehnice, ar fi bine să amintim care sunt cele trei probe în ramura exact. De sport powerlifting. Am zis deja că sunt trei exact. Probe. E vorba despre proba de genuflexiuni cu haltera în spate, împins din culcat cu haltera și îndreptări. Pe scurt, la genuflexiuni, vă explic procedeul în competiție. Practic se ia haltera de pe suport, iar la comanda arbitrului principal, comanda auditivă și vizuală, este un semnal, sportivul atunci începe execuția, coboară până la limita în care punctul cel mai înalt al genunchiului este mai sus decât încheietura șoldului. Aceasta este limita în care se încadrează o execuție reușită.
și bineînțeles ajunge în poziția verticală și pune haltera pe suport, tot la comanda arbitrului, deci nu execută o genoflexiune haotic când vrea el și cum vrea el. Subliniez ca să înțeleagă telespectatorii, greutățile care se ridică la această probă să-și poată forma o imagine. Exact. În acest mod, greutățile ajung la peste 400 de kilograme. Mă refer la noi în țară. Pe plan internațional se merge aproape spre 500, să zicem, la cele mai bune rezultate. E incredibil dacă stai să te gândești. În cifre ești din comun și asta, bineînțeles, categoriile de greutate mai mari. Dar este o greutate ieșită din comun, zic eu, peste 400 de kilograme. Avem un sportiv, de exemplu, Sorin Cazac, care face genoflexiuni cu 400 de kilograme. Și alți sportivi care fac cu greutăți de gen 330, 340 de kilograme și așa mai departe. Bineînțeles, ținând cont și de criteriul vârstă, pentru că nu putem să comparăm un sportiv junior, cum este Laurențiu, la 19 ani, nu poate să ridice aceeași greutate cu un sportiv senior și de aceea sunt competiții pe categorie de vârstă. Următoarea probă este proba de împins din culcat. La fel, sportivul se așează pe bancă, ia haltera de pe suport în momentul în care el consideră că este pregătit, totul în cadrul unui minut, deci are un minut la dispoziție să facă toate lucrurile acestea. Ia haltera, așteaptă comanda arbitrului, bineînțeles pentru el doar auditivă, pentru că fiind culcat nu se vadă și partea vizuală, și coboară haltera pe piept. Oprește haltera pe piept, iar când aceasta stă nemișcată, arbitrul principal îi dă comanda sus. Exact. Abia atunci execută ridicarea. Când ajunge cu brațele în extensie completă, arbitrul îi dă comanda suport și atunci pune bara pe suport. Dacă sportivul nu ține cont de comanda arbitrului sau face alte greșeli în execuție, dacă ridică fesierul de pe bancă, dacă desprinde talpa de pe sol și așa mai departe, chiar dacă ridică greutate, este considerată încercare nereușită. Și mai sunt și alte criterii de arbitraj. Aici discutăm, tot așa ca un reper în kilograme, discutăm de sportivi români care reușesc să ridice aproape 300 de kilograme la această probă. Cea de-a treia probă este proba de îndreptări, care sportivul ridică haltera de jos până la îndreptarea completă a spatelui și a picioarelor. Și aici există ca și criterii de arbitraj faptul că există o comandă la finalul mișcării, când arbitrul consideră că este în extensie completă, comanda auditivă și vizuală jos, și atunci coboară haltera pe platformă, bineînțeles, o conduce, nu își desprinde mâinile de pe halteră. Și la fel sunt câteva criterii în care se poate descalifica o încercare aparent ok, reușită. Greutățile ridicate la această probă la noi în țară sunt de peste 300 de kilograme. Avem mai mulți sportivi care ridică peste 300 de kilograme. Asta așa ca să ne facem o imagine de ce exact înseamnă powerlifting. După cum puteți observa, cele trei probe de concurs sunt de fapt cele mai utilizate exerciții cam în toate ramurile de sport pentru dezvoltarea calității motrice, forțe. Forțe în special. Sunt cele mai importante pentru că angrenează simultan un număr foarte mare de mușchi. De grupe musculare. De grupe musculare. De aceea este practic, nu cred că există sport care să presupună mișcare fizică, pentru că sunt și sporturi care nu presupun mișcare fizică, dar dintre cele care presupun mișcare fizică, nu cred că există niciun sport în care să nu se folosească cele trei exerciții în pregătirea sportivilor. Eu zic că e bine de cunoscut aceste lucruri. Bineînțeles, greutățile pe care le folosim, cum sublinea și domnul Frățilă, sunt raportate la greutatea corporală, la vârstă, la stadiu în care se află sportivul, adică începător, mediu, exact, avansat și așa de mai departe. Sunt sportivi care practică powerlifting-ul chiar și de la 10 ani. La fel cum sunt sportivi care practică haltere de la 10 ani sau mai jos, sau sportivi care practică gimnastică și alte sporturi solicitante. Foarte important că ai explicat, pentru că acum, sincer zic, nici eu nu știam prea multe de powerlifting. M-am informat, îmi place tot timpul să fiu informat și bine ca și telespectatorii să înțeleagă și să știe despre ce e vorba. Pentru că, să zic așa, nu au fost foarte multe campanii de promovare a powerlifting-ului, părerea mea, mai ales la nivel județean, deși ați avut foarte multe rezultate. Cred eu că
acum poate și nu neapărat în școală, dar și în școală. Trebuie făcute mai multe campanii de promovare acestei discipline. Pentru că doar prezentându-le și explicându-le mai detaliat anumite lucruri, lumea înțelege și atunci poate să opteze pentru, sau nu poate să opteze, depinde, fiecare poate să aleagă ce vrea. Mai multe campanii de acest gen în școli sau cu alte ocazii, competiții sau demonstrații de powerlifting, e drept că presa nu a reflectat întotdeauna ceea ce am făcut noi sau știu și eu, e și vina noastră posibil într-o anumită măsură că nu am accentuat pe promovarea insistentă a ramurii de sport powerlifting. Vreau să te întreb, Ovidiu, ai sau ai avut în momentul în care ai început să faci sport vreun model după care te-ai orientat sau care ți-a plăcut ce ai zis, mă orientez după el, încerc să fur anumite lucruri chiar și de la alții antrenori? Nu am avut niciodată un model anume după care să fug. În schimb, mi-a plăcut de mic să citesc și am reușit să... Foarte frumos. Da, am reușit să... am norocul să am acces la anumite cărți pe care la 12-13 ani le știam pe de rost. Știam toată cartea, am citit-o de 10 de ori, cred că de sute de ori și le știam pe de rost. Cărți special din zona culturismului și a halterelor. Și practic am fost autodidact la început. Mi-am dorit să fiu puternic, nu neapărat să ajung ca și cineva anume. Dar am încercat să fac, cum ziceam, lucruri un pic pionierat în domeniu. Am făcut și foarte multe greșeli. Acum, din greșeli înveți acum, știi? Da, din greșeli înveți și din greșelile pe care... Sau dacă nu înveți din greșeli, înseamnă că n-ai niciun viitor. Greșelile pe care le-am făcut eu, cel puțin sportivii mei nu o să le mai facă. Cel puțin e avantajul lor că am făcut eu multe greșeli. Exact, măcar poți să le explici lor unde trebuie să fie mai atent, să zic așa. Foarte important că ai vorbit de citit. Din păcate, acum, în ziua de astăzi, găsim toți mai puțini oameni sau poate mă refer mai mult la generația tânără care citește tot mai puțin. Deci, generația tânără, în general, acum sunt cu Facebook-ul, cu internetul, cu alte hobby-uri, dar e mare lucru să citești. Deci, dacă citești, poți să și predai, poți să și înveți pe ceilalți, ai o altă atitudine și poți să apare altfel în fața lumii și prin felul cum te exprimi în general. Din acest punct de vedere vreau să subliniez al cititului, al școlii, să subliniez faptul că în acest an au susținut probe la bacalaureat 3 sportivi de la powerlifting. Toți 3 și-au luat bacalaureatul din prima sesiune, anul trecut. Mare, la fel. Deci până acum nu am avut niciun sportiv care să susțină bacalaureatul și să pice examenul de bacalaureat. Pentru că întotdeauna am subliniat să înțeleagă cât de penibil arată un om foarte puternic și foarte prost. Da, e o idee extraordinară. Adică... I-am făcut să vadă lucrurile în acest fel și i-am încurajat să învețe, să citească și așa mai departe, cât am putut și eu. Domnul Frățile, știu că aveți experiență de 30-40 de ani în haltere, powerlifting. Cam la ce vârstă ați început? Cine a fost primul antrenor al dumneavoastră, dacă vă mai amintiți cu siguranță? Da, primul antrenor nu se cam uită. Primul meu antrenor este actualmente în Statele Unite, se numește Emanuel Negreanu, a locuit aici lângă voi, unde am servit cafeaua înainte. Ce frumos! Nu știu dacă e voie să zic că am servit cafeaua, dar eu vreau să profit de acest moment să încerc să... Hai să-i spun așa, arunc o altă lumină asupra sportului cu greutăți. Când spun cu greutăți, mă refer la powerlifting, care îl practicăm, care îl conduc, ce mă noi eu cu colegul meu, și la haltere se vehiculează în România. Subliniez că aceste sporturi fac copiii să nu mai crească, să nu mai procreeze. Niște lucruri total false. Am demonstrații parte de la noi din sală, care sportivi băieți sau fete au crescut formidabil. Inclusiv partenerul nostru de platou, care este aici, și fete și băieți.
se vehiculează că sunt sporturi, nu, dau nume care are sens, care îi face să crească. Știm amândoi, știm toți bine, exact, că dotarea genetică este primordială. O să vă întrerup o secundă, dăm publicitate și după aceea revenim cu, cu partea a doua a emisiunii. Vă invit în fiecare zi la o întâlnire cu o carte, un autor, un titlu. Veniți cu noi în această minunată poveste a cărților și vă veți simți mai buni, mai frumoși, mai plini de speranță, mai generoși și cu siguranță mai înțelepți. Urmăriți emisiunea în fiecare zi pentru că fiecare are o carte pusă deoparte. Revenim din nou în direct cu partea a doua emisiunii din Voleu. Invitații mei din această seară, pentru cine n-a văzut prima parte a emisiunii, sunt antrenorul Ioan Frățilă, președintele Federației de Powerlifting din Alba Iulia, Ovidiu Pănezan, secretar general al Federației Române de Powerlifting și Laurențiu Avram, sportiv practicant de Powerlifting. Discutam înainte cu domnul Frățilă și ne explica, pentru că multă lume poate nu înțelege și poate crede că prin practicarea acestei discipline sau practicarea acestei discipline dăunează organismul. E clar că dacă este făcută de profesioniști, de antrenori competenți care au avut rezultate, nu este așa. Și am să-l rog pe domnul Frățile să-și continue discursul care l-a inițiat înainte de publicitate. Deci continuarea nu va fi foarte lungă. E important ca lumea să înțeleagă exact fenomenul. Toți care cred altfel decât am zis eu să consulte cărțile de specialitate și oameni de specialitate ca să constate că de fapt am spus adevărul vis-a-vis de oprirea din creștere, stimularea creșterii. Sunt lucruri determinate genetic în procent extraordinar de mare, demonstrat științific. Exact. Aș mai avea un punct care țin să-l subliniez, ca să zic așa, pentru sănătatea nației și a copiilor noștri, mi se pare insuficient, cel puțin insuficient, numărul de ore de educație fizică din școli. Da, dacă vrem într-adevăr să avem o viitoare generație sănătoasă, zic eu că un minimum de 3 ore de sport pe săptămână ar fi super, super necesar. Se fac, acum se mai fac, pentru că sunt, normal, sunt 2 ore și mai există o opțiune pentru un opțional sport. Deci am vechiul ansamblu sportiv, să zic așa. Cam 3, da? Se poate și mări, nu e o problemă, părerea mea. Deci, studiind sistemele de educație ale țărilor, hai să le spunem, avansate, acolo ne ducem. Acolo exact. Ne ducem, dacă vrem. Dacă vrem o națiune sănătoasă și să avem performanțe, clar că și eu am zis tot. Dacă vrem ca și copiii noștri să fie, într-adevăr, copii adevărați, asta vom face. Dacă nu... Exact. Vreau să mai specific că e clar că în momentul în care ai niște performanțe, cum ați avut dumneavoastră, cum are Ovidiu, oricine își dă un copil sau la powerlifting, un sportiv, e clar că sunteți o garanție, adică ați avut niște performanțe. În momentul în care nu ai performanțe, e foarte greu să vină lumea la tine să zic, uite, îmi dau copilul la powerlifting. Și mai este o garanție. Nu am avut rebuturi, nu am avut accidentări. Asta e foarte important. Deci asta e foarte important pentru că prima dată sportul se adresează masei mari a populației pentru creșterea stării de sănătate. Exact, pentru dezvoltarea fizică armonioasă. Nu? Pentru a avea un corp sănătos, un fizic, ok, și după aceea, dacă se poate face sunt performanță... foarte importante și materiile teoretice și cu asta am terminat. Dar dacă copilul nu face sport, e riscul mare să vină în cărucior la școală. E clar, adică ideea este să vină cu o bază de la școală. Când vine la dumneavoastră, deja să aibă o bază care normal că se poate dezvolta și se poate perfecționa. Ovidiu,
câteva cuvinte despre campionatul mondial din Cehia, de la Praga, cum s-a desfășurat, ce rivali ați avut acolo. Spune-ne câteva cuvinte despre cum s-a desfășurat competiția. Cât mai pentru că scurt. Vorbim despre un campionat mondial, deci despre asta discutăm. Despre un campionat mondial, o să fac o sinteză rezultatelor obținute în urma participării la acest campionat mondial, deși am mers acolo cu un lot extrem de puțin numeros, am avut 3 fete și 2 băieți. Și tu ai fost conducătorul delegației române de acolo. Da, și am fost ajutat de Sorin Cazacu, antrenor la această competiție, și de Daniel Zodian, un alt antrenor. Vreau să fac o sinteză, vă spuneam înainte că am fost doar 5 oameni, în momentul în care numărul delegației putea să ajungă, din punct de vedere a sportivilor, la 34, la cele două categorii de sex și la cele două categorii de vârstă, vă spuneam cadeți până în 18 ani și tineret până în 23 de ani. O să vă spun rezultatele în ordinea categoriilor de greutate. Începem cu fetele. La categoria 47 de kilograme am avut o sportivă debutantă din Bacău, Șerban Ioana. Nu a reușit performanțe ieșite din comun, dar la proba de îndreptări totuși a reușit să învingă o adversară, a ridicat 95 de kilograme la acea probă, este sportivă începătoare, în competiții internaționale trebuie să înceapă fiecare sportiv, trebuie să existe o prima dată când participă la un campionat internațional. Următoarea sportivă cu rezultate deosebit de bune, Bândac Maria, la categoria 52 de kilograme, sportiv până în 18 ani, la proba de genuflexiuni a reușit să ridice 105 kilograme, ocupa locul 5. La proba de împins din culcat a reușit performanță 70 de kilograme și aici a reușit să ia medalia de bronz. La proba de îndreptări a reușit să ridice 135 de kilograme, subliniez încă o dată, sportiva are până în 52 de kilograme și are 16 ani și este fată, reușind 135 de kilograme, ce reprezintă, de fapt, da, e un record național după noile bareme impuse de noi, am ridicat standardele interne, dar a reușit să se încadreze la acest nivel și să ia în urma participării medalia de argint, reușind să surclaseze sportive, chiar și din, mă refer aici la țări serioase și dezvoltate din punct de vedere sportiv și al powerliftingului, Ucraina. Următoarea sportivă cu rezultate bune, dar din păcate la proba de genuflexiuni nu a primit cele 3 încercări valide, Maria Balea, categoria 52 de kilograme, dar la categoria de vârstă tineret până în 23 de ani, ea fiind cea mai tânără participantă, având 19 ani, primul an la categoria superioară de vârstă, a reușit o performanță deosebită la proba de împins din culcat, la greutate corporală de 52 de kilograme, a reușit să aibă cea mai bună încercare validată, 85 de kilograme, la proba de împins din culcat, o greutate care ar face invidioși pe mulți băieți. A avut și o încercare reușită din punct de vedere a ridicării halterei la 87 de kilograme, dar a fost invalidată de 2 arbitri din cei 3. Acest lucru ar fi dus-o pe un loc mai bun, așa a rămas cu locul 5 la egalitate cu locul 4, fiind departajate de greutatea corporală de câteva zeci de grame dintre sportive. Un alt sportiv cu rezultate extrem de bune, Alexandru Cazacu, la proba de genuflexiuni sportiv până în 18 ani a reușit să ridice 272,5 kilograme. Sportivul are 18 ani. Greutatea ridicată a fost la 2,5 kg de locul întâi, un sportiv rus. Așa el a reușit să obțină medalia de argint, dar vă spuneam cât de aproape a fost de medalia de aur. Extrem de important. La proba de împins din culcat a reușit să ridice 175 de kilograme și a obținut locul 2, la fel depășit fiind de sportivul din Rusia. Foarte multe performanțe deosebite. Da, la proba de îndreptări a luat locul 5, fiind o bătălie până în ultima clipă, iar la totalul celor 3 probe a reușit să obțină medalia de bronz. Deci, practic, 3 medalii. Plus 3 obținute de Bândac Maria, 6 medalii. Și nu vreau să uităm de Laurențiu, de participarea lui. La proba de genuflexiune a reușit să ridice 222,5 kilograme.
La proba de împins din culcat cu 177,5 kg a reușit să ocupe locul 7, la 2 kg de locul 6 și de locul 5, care au reușit să ridice 180 de kg. Deci a fost foarte aproape. Sau de medalie, sau de medalia de bronz nu a fost foarte departe. Cu siguranță pe viitor, eu sunt convins că... El fiind la fel cel mai tânăr dintre participanții la acea categorie de vârstă. Deci așa... În viteză v-am enumerat câteva lucrurile care s-au întâmplat acolo. 6 medalii plus clasări în locuri fruntașe. Cum spuneam, și el a reușit la proba de împins din culcat să învingă 7 adversari din țări cu tradiție mult mai importantă și cu resurse incomparabil mai mari decât ale noastre. E clar acum că și pentru Laurențiu sunt experiențe importante, pentru că participarea la un campionat mondial la orice nivel și la orice disciplină îți dă o putere în tine și pe viitor sunt convins că o să ajungă la performanțe mai pozitive și mai bune, să zic așa. Pentru tine cum a fost experiența de acolo, Laurențiu, la un campionat mondial, totuși un băiat tânăr din Alba ajunge la campionatul mondial? Cum se uită lumea la tine? Mă gândesc că ești deja un exemplu pentru tinerii care vor să practice powerlifting-ul și e important acest lucru. Ai și o responsabilitate. Da, într-adevăr. Ca și exemplu, sper să fiu pentru unii tineri din județul nostru. Ca și experiență, nu pot să zic că a fost de cele mai bune. Sunt la 5-a participare la un campionat internațional. Am mai fost la încă 3 campionate europene. Și încă, deci ai deja în spate anumite competiții. Rectific, 6 participări. Și pot să zic că locul 7 care l-am obținut la acest campionat a fost cea mai bună performanță obținută de-a mea la un campionat mondial la juniori. Înainte, la subjuniori, până în 18 ani, am reușit să obțin locul 4 la proba de îndreptări, la diferență de doar 2 kg de podium. Deci ghinionul pot să zic că m-a urmărit până la această vârstă. Da, dar sunt sigur pe mine că voi reuși pe viitor să obțin o medalie. Sunt încă tânăr, mai am o grămadă de ani, mai am timp să fac acest sport și sunt sigur pe forțele mele. Se vede că ai încredere în tine și încredere în forțele proprii, pentru că asta e cel mai important. Da. Îți dai seama că ai valoare și că prin muncă poți să ajungi la anumite performanțe și să crești de la an la an, să zic așa. Normal, fără muncă nu poți face nimic și trebuie să ai lângă tine un stâlp, să zic așa, care să te îndrume. Exact. Și spre norocul meu am acest stâlp. Vreau să vorbim și despre pregătirea, mă gândesc că există o pregătire tactică a concursurilor, pregătire psihică, e foarte important, e un sport în care psihicul contează foarte mult, Ovidiu. Câteva cuvinte. Foarte important această pregătire. Nu avem cadre specializate neapărat pe această latură. Încercăm noi să suplinim. Până acum eu zic că am făcut acest lucru cu succes. E drept că ajutorul unor specialiști posibil să fi contat, dar din motive financiare nu ne putem permite să angajez un psihoterapeut sau un psiholog personal calificat în zona respectivă. Extrem de important, bineînțeles, și pregătirea fizică bună din timpul antrenamentelor dă încredere. În ramura noastră de sport, rezultatele sunt clare, ușor de măsurat, concrete, știi în fiecare moment unde ești, nu este interpretabil, nu e ca și într-alte sporturi, că știu eu să interpreteze. Ai ridicat atâta și atâta. Există un anumit procent de interpretare în cazul unor greșeli de execuție sau știu eu ceva din această zonă, dar în principiu cam știi din sală cât vei reuși să ridici. Bineînțeles, contează extrem de mult forma de concurs, contează extrem de mult dacă trebuie sau nu să slăbești, să te încadrezi într-o categorie de greutate inferioară care ți-ar putea aduce un avantaj sau uneori să crești într-o categorie de greutate care consider mai accesibilă foarte și situația în care un sportiv se simte mult mai bine în condițiile în care pune câteva kilograme pe el sau situația în care apare un blocaj când slăbește mai mult de 2-3 kg. Sunt multe lucruri pe care le facem, lucrurile nu sunt cuprinse, nu pot fi cuprinse într-o rețetă, ci lucrurile se tratează individual, deci fiecare sportiv îl tratăm individual, nu este o rețetă de pregătire, există o strategie, există o strategie de pregătire, dar nu există o rețetă de pregătire valabilă pentru orice practicant de powerlifting.
Sunt principii, dar pregătirea se face individual. Fiecare sportiv se antrenează și se gradează efortul și așa mai departe. Fiecare sportiv are perioada lui care ajunge la vârful de performanță. Trebuie ținut cont de aceste lucruri. Dacă ajunge la vârf cu câteva zile înainte de campionatul respectiv, nu am făcut nimic și după aceea începe căderea. Deci trebuie calculat foarte atent, de aceea ziceam că lucrurile se stabilesc individual, nu colectiv. Exact. Despre vitaminizare, discutam înainte cu domnul Frățile la cafea, că chiar că m-a spus că am fost la o cafea. Care vitaminizare în powerlifting? Mai în glumă, mai în serios, să spuneați, le mai dăm o slănină, o ceapă. Cum decur lucrurile cu vitaminizarea? Pentru că în acest sport chiar că e importantă vitaminizarea. Este, e clar extrem, că e vorba și de bani, este extrem de important, COVID, dar ține mult de factorul financiar. Exact. Iar să ai acces la, hai să spunem, ultimele descoperiri în domeniu, este teribil de greu, dacă nu e imposibil. Mai degrabă spunem că mizăm pe o alimentație sănătoasă, o pregătire adecvată și atunci o pregătire adecvată, păstrarea stării de sănătate a sportivilor vis-a-vis de boli, accidentări, etc. Exact. Cam de la ce vârstă se începe powerlifting, așa să avem un reper pentru cine va fi interesat? Acum, vă spuneam înainte, știe și colegul, am un băiat de 9 ani, fără nicio reținere, păstrând proporțiile vârstei. Exact. O să am grijă să... Deci să poată și de la vârste mai fragile, să zic așa, nu există, cu atenția necesară. Nu există limită. Există limită mentală. Mentală a oamenilor care nu cunosc domeniul, care nu cunosc specificul sportului, care nu știu că sportul, de fapt, creează oameni sănătoși. Exact. Dacă este practicat cu profesionalism, nu există să nu se producă creșteri. Minte sănătoasă în corp sănătos. Crește. Nu o să iasă toți campioni mondiali și europeni și olimpici, dar să fie un om sănătos contează pentru nația română încă o dată. E foarte important și prin sport și prin educație fizică e clar că putem să ajutăm această națiune să fie sănătoasă. Este un lucru foarte, foarte important. Pentru că acum, hai să spunem adevărul, la nivel de România, țara asta nu prea parcurge o perioadă, să zic, super... Ok, și atunci mă gândesc că măcar ce ne rămâne? Ne rămâne prin sport, chiar că pot să promovez o țară. Ține mult nu de noi, prin sport, ține mult, general, mult de noi, de cei care activează în domeniu. Dacă ne ajutăm între noi și în reușim să dacă colaborăm tragem toți dată, la aceeași bancă, sigur că exact. Da. Exact. Există o școală de antrenori care de powerlifting, să zic așa, în România, unde te poți înscrie dacă vrei să devii antrenor de... powerlifting, Ovidiu, da, deci organizăm cursuri de perfecționare. Acum, în etapa aceasta, o să organizăm la Timișoara luna noiembrie. O să aducem pentru perfecționare antrenorii echipei Germanii, de exemplu. Deci au experiență bogată, sunt bine pregătiți, se vede lucrul acesta prin rezultatele foarte pe important. Care le obțin și am reușit să-i capacităm să vină să organizăm împreună un curs de instruire și de perfecționare. Există anumite licențe ca și la fotbal sau cum e la powerlifting? Există posibilitatea. La fotbal este licența C, există, B, UAU, licența da, pro? Ca Federație Națională, noi acordăm licența instructorilor și specialiștilor din domeniul powerlifting. Suntem singuri în măsură să facem acest lucru, să licențiem personalul exact. Din domeniul respectiv, în powerlifting. Laurențiu, știu că ești și student, e foarte important că faci și școala, pentru că e clar că combinând sportul cu școala nu ai decât de câștigat. Având-l pe Ovidiu ca exemplu și în ceea ce privește, să zic așa, lectura, să fii tot timpul informat, să mai citești o carte. Pentru că ți-am zis, în general, sportivii, din cauza antrenamentelor, nu au prea mult timp extra să se ocupe de alte lucruri. Dar e foarte important să citești, e foarte important să ai o facultate, poți să devii un antrenor, un profesor și clar că ai foarte, foarte multe de învățat de la dânsii. Cum e la facultate la 1 decembrie, știu că au un corp profesoral foarte, foarte bun, un rector tânăr care poate e printre cei mai tineri rectori din România, mă refer la domnul Daniel Braz, pe care îl vreau să-și salut. Cum vezi lucrurile de acolo? Cum să vă spun,
pentru facultatea de la noi din Alba Iulia este, bun, într-adevăr, pe educație fizică și sport sunt profesori competenți care te pot ajuta să ajungi la oarecare performanță. Doar vreau să spun că profesorii de acolo aș vrea să fie mult mai binevoitori cu sportivii de performanță. Într-adevăr, să le acorde mai multă atenție. Da, la educație fizică și sport se face mult sport. Este și normal. Exact. Doar că sportivii de performanță au nevoie de recuperare pentru antrenamentele specializate pe care le au, dar unii profesori nu prea înțeleg acest lucru și ne forțează la antrenamentele respective să dăm randamente ca și cum am face acele antrenamente pentru a merge la concursuri. Este singurul lucru... Am înțeles. Aici fac o paranteză, poate să discute și cu Ovidiu, eventual Ovidiu să discute cu profesorul de acolo, să aibă o discuție normală ca între doi oameni de sport, să zic așa, și atunci mă gândesc că se poate rezolva această problemă. Acest lucru s-a concretizat de altfel prin semnarea unui protocol între Universitatea 1 Decembrie și Federația Română de Powerlifting. Acum să vedem. Probabil că implementarea acelui protocol să eliminăm din aceste neajunsuri. E clar ce spune Laurențiu, când te pregătești pentru un campionat european și mai ai o săptămână înainte, nu poți să expui un sportiv unor accidentări, mai ales că cei care practică sport de mare performanță au anumite calități motrice care îi fac să se accidenteze mai ușor practicând alte ramuri de sport sau alte activități cu caracter sportiv. Și de aceea contează foarte mult. Eu sunt convins că Laurențiu o să beneficieze de sprijinul profesorilor de acolo. Vă spuneam înainte, există un protocol semnat între Federația Română de Powerlifting și Universitatea 1 Decembrie și sperăm să-l punem în aplicare cât mai rapid cu posibil. Cu siguranță și cei care ne urmăresc, profesorii de acolo, trebuie să înțeleagă că un sportiv de mare performanță are nevoie de pregătire specifică și să fie atent să nu se accidenteze, pentru că e clar că în momentul în care te accidentezi nu e ok. Câteva cuvinte și despre, îl întreb pe domnul Frățile și poate să continue și Ovidiu, despre baza de la stadion, unde sala, să zic așa, unde vă desfășurați activitatea, sunt condiții ok, nu sunteți mulțumiți, s-ar putea face mai mult, s-ar putea renova, câteva cuvinte în acest sens. Momentan ne pregătim în baza de la stadion Cetate. Mai nou, doar în sala de haltere, las pe colegul să detalieze, hai să spun așa. Păi vă pot spune pe scurt de ce ne antrenăm înghesuiți într-o săliță atâția sportivi. Da, o să fac un scurt istoric, o să fac un scurt istoric al faptelor întâmplate. Fii un pic mai scurt, Ovidiu, că nu mai avem mult. Foarte scurt. În anul 2013 am solicitat ferm primăriei și Consiliul Local să ne acorde dreptul de folosință gratuită în baza legii sportului și Constituției României, noi fiind Federație Sportivă Națională de Utilitate Publică și de Interes Național, așa suntem definiți noi în lege ca structură juridică, am solicitat acea sală. S-a retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local hotărârea respectivă, deci nici măcar nu a mai fost votată, s-a amețit un pic discuția, ne-am trezit peste 6 luni că acea sală a fost acordată într-un mod ciudat pentru mine unui compartiment din primărie, la fel, o sală de sport este folosită de o entitate sportivă, adică de o structură sportivă. Compartimentele din primărie nu sunt structuri sportive, din ce știu eu până acum, iar într-un mod și mai ciudat, acea sală am văzut că a ajuns să fie folosită, sau știu eu, nu știu la ce, în ce mod sau pentru ce, de o societate comercială. În timp ce noi ne înghesuim cu aparatură deci, foarte modernă. Voi nu mai aveți acces la cealaltă sală. La cealaltă sală. Bun, ok. Vreau să spun că noi avem aparatură de powerlifting de cea mai înaltă calitate, la standarde internaționale, dar nu avem spațiu fizic în care să folosim acea aparatură. Pentru că noi ne-am preocupat, fiind o federație tânără, de îmbunătățirea bazei materiale în ceea ce privește echipamentele. Am vrut ca sportivii noștri să concureze de la egal la egal cu sportivii dintre alte țări. Ne-am preocupat de acest lucru, bazându-ne că vom fi sprijiniți, mai ales că avem un cadru legislativ extrem de favorabil pentru a fi sprijiniți cu o sală de sport. Dar mai mult decât atât, vedem că din contră, lucrurile se întâmplă de fapt într-alt mod.
Cred că la ce rezultate ați avut și aveți, ar trebui să facă mai mult din acest punct de vedere, pentru că nu mi se pare normal să mai mult și acolo într-o săliță când poți să, și chiar într-o locație nouă. Vă spuneam, cadrul legislativ ne favorizează, legea sportului spune că autoritățile locale sunt obligate să sprijine sportul de performanță. Exact. Sunt obligate să pună la dispoziția celor care practică sportul de performanță bazele sportive, nu au voie să îngrădească accesul celor îndreptățiți în bazele sportive și așa mai departe, lucrurile se cunosc. Cât costă un set de aparatură de powerlifting, Ovidiu, așa ca idee să ne facem? Cu exactitate, un stand, bancă plus suport de genoflexiuni la o firmă, cea mai importantă firmă din lume, Eleiko, de exemplu, costă 4.000 de euro. Un set, bară, discuri, tot așa, de la același producător, cu greutăți standard până la 435 de kg, costă undeva la 3.500 de euro. Deci un set complet ar costa undeva la 7-8.000 de euro, cu celelalte cheltuieli 8.000 de euro, clar. Noi avem mai multe echipamente de acest gen, ne-am concentrat încă de la început să fim dotați din acest punct de vedere. Am reușit să o facem, dar se pare că nu e suficient. Avem sportivi, avem performanță, avem echipamente, facem lucruri de genul ăsta. Vă pot sublinia și un alt aspect. Noi, ca și Federație Națională, facem în primul rând sport de mare performanță. Dar am avut situații în care am identificat și un rol social al nostru. Și în acest sens am pregătit sportivi din zone defavorizate, din pături sociale defavorizate sau care nu prea au acces la săli de sport. Am făcut toate aceste lucruri gratis. Persoane cu handicap, persoane cu dizabilități, cu nevoi speciale, persoane dintr-o zonă socială, v-am spus, care nu au acces sau nu sunt primiți în zona sălilor de sport. Noi am făcut acest lucru fără niciun ban, din propria inițiativă. Da, e foarte important. Din păcate, suntem spre finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară la Alba TV. Sunt convins că ați început un drum pe care aveți datoria să-l continuați. E clar că aveți nevoie de mai mult sprijin din partea autorităților locale, din partea tuturor, să zic așa, sponsorilor, care poate să uite la televizor, vă văd aici, văd că aveți rezultate și normal să vă sprijine. Pentru că să ai într-un oraș așa de mic o Federație Română de Powerlifting e un lucru important care ne face onoare și cred eu că și ceilalți din jurul vostru și al județului Alba trebuie să vă ajute mai mult. Asta este părerea mea, personală. Eu vă mulțumesc că ne-ați invitat și vreau să le mulțumesc partenerilor și celor care ne-au ajutat, pentru că sunt, vă spuneam, societăți comerciale, exact. Nu pot să le dau numele acum. Nu se poate. Dar sunt societăți comerciale care ne sprijină permanent, e drept, nu la nivelul la care noi am dori, mă refer aici la numărul celor care ne sprijină. Eu vreau să le mulțumesc și celor care își doresc să ne ajute, dar nu pot, sau știu eu. Și vreau să mulțumesc familiilor sportivilor și sportivilor, pentru că ei duc o parte importantă din contează ce foarte mult și familiile și performanță contează extrem și educația de acasă. Cu ce vin sportivii, cum sunt ei sprijiniți de familie, atât moral cât și financiar de multe ori, pentru că un sportiv de mare performanță are nevoie mult mai mare decât un om obișnuit sau un coleg de generație. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes în continuare la competiții și în tot ceea ce întreprindeți. Laurențiu, și ție îți doresc să ajungi, să-ți îndeplinești visele, să ai performanțe cât mai notabile, să termini facultatea, să ajungi și antrenor, profesor, ce-ți dorești. Să știi că meseria de antrenor e o meserie foarte frumoasă și Ovidiu știe, domnul Frățile și el și eu care sunt profesori, sunt satisfacții mari și în momentul în care faci o școală și ieși de acolo cu ceva, e foarte important să înveți și pe ceilalți din experiențele tale de acolo. Vă mulțumesc și mult succes pe viitor. Noi o să ne revedem lunea viitoare. Nu uitați că sportul este izvor de sănătate. Bună seara și o seară plăcută!